Bună seara, bun găsit la Metropolis. Începem o nouă săptămână cu dorința de a evolua puțin în zona imobiliară și în zona construcțiilor. Recent s-a încheiat cel mai important eveniment din industria construcțiilor. Vorbim despre Construct Expo 2014. A fost un eveniment reușit în cadrul Romexpo. Ediția cu numărul 21 a venit cu foarte multe noutăți în materie de tehnologie și cei reprezentanți din această zonă au avut ce să ofere publicului. Vremea nu mă prea a ținut ea așa cu anumiți expozanți care aveau utilaje de construcții pe afară, dar una peste alta a fost un eveniment destul de bun. Piața locală a construcțiilor este estimată la 9,6 miliarde de euro anual. Anul acesta dă puțin semne de revenire, dar vedem ce se va întâmpla pe parcurs, pentru că vremea este foarte bună și ține cu construcție. De data aceasta ne așteptăm pe zona de birouri la niște creșteri spectaculoase. O să vedeți imediat aici în prima parte a emisiunii cu cât au crescut zonele de birouri și la ce volum au ajuns. De asemenea, cât costă chiria? Vă întrebați dacă vă căutați să vă cumpărați, să vă închiriați un apartament în București sau în țară. M-am gândit că vine vremea foarte bună și la mare s-ar putea închiria un apartament pentru 2-3 luni de zile pentru cei care vor să facă drumuri mai des către litoralul românesc. E bine, toate aceste prețuri și informații le vedeți chiar acum la Metropolis în prima parte a emisiunii și după aia ne întoarcem să discutăm astăzi, vă reamintesc, despre o ediție specială a caselor din containere maritime. Veți afla totul despre aceste case. Până atunci vă las să urmăriți principalele știri ale emisiunii Metropolis. Piața locală a construcțiilor, estimată la 9,6 miliarde de euro anual, nu dă încă semnale de revenire în forță, în contextul în care atât statul cât și investitorii privați își drămuiesc banii de noi proiecte. Confirmarea vine din partea celor care au participat la Târgul Internațional Construct Expo. Aproximativ 125 de firme au participat anul acesta la Târgul Internațional de Tehnologii, Echipamente, Utilaje și Materiale de Construcții, Construct Expo, organizat la Centrul Expozițional Romexpo. Între acestea, 34 sunt din străinătate, din țări europene precum Olanda sau Italia, dar și de pe alte continente precum Asia. Și anul acesta expozanții speră să-și crească afacerile fie prin prezentarea și introducerea pe piața unor produse noi, fie prin mărirea rețelei de distribuitori. În 2014 se observă clar o revenire a sectorului utilajelor și după 2 ani de absență, mai mulți jucători din piață au simțit nevoia promovării și prezentării către public a noilor realizări în domeniu. Construct Expo și Ambient Expo sunt cea mai fidelă reprezentare a situației domeniilor construcțiilor și amenajărilor din România, evoluția acestora fiind în perfectă concordanță cu evoluția pieței. Volumul tranzacțiilor de preînchiriere cu spații de birouri în București a crescut spectaculos în primul trimestru față de aceeași perioadă din 2013, reprezentând peste 30% din suprafața închiriată în intervalul analizat, evoluție care indică o revenire a încrederii în piața locală. Primul trimestru din 2014 indică o evoluție pozitivă a activității totale de tranzacționare pe piața birourilor. Astfel, comparat cu primele două trimestre din 2012 și 2013, primul trimestru din acest an marchează o creștere medie de aproximativ 17%, potrivit datelor emise de compania de consultanță imobiliară ESO Consulting. Datele preliminare arată că în primele 3 luni au fost tranzacționați în București peste 62.000 de metri pătrați de birouri, față de peste 53.000 de metri pătrați anul trecut. Volumul mai ridicat al activității de tranzacționare pe piața birourilor a fost determinat în special de creșterea importantă a tranzacțiilor cu sedii noi. Rezultatele primului trimestru confirmă așteptările pozitive pentru 2014. Valul de ieftiniri declanșat în perioada de recesiune a afectat puternic și segmentul închirierilor de apartamente, astfel că bugetul de 200 de euro cu care se putea închiria acum 6 ani doar o garsonieră în zona Rahova ajunge în prezent pentru astfel de unitate la universitate. Potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro, în zona centrală a capitalei, chiriile cerute de proprietarii de garsoniere pornesc de la 190-200 de euro pe lună, cum este cazul unei locuințe de 22 de metri pătrați situată într-un bloc din 1940 de pe Bulevardul Maghieru. Pentru apartamentele cu două camere, prețurile chiriilor pornesc de la un nivel minim de 200 de euro pe lună. Acesta este prețul cerut pentru o unitate locativă de 70 de metri pătrați situată la primul etaj al unui bloc vechi din zona Universitate.
În Timișoara, chiriile pentru garsoniere pornesc de la 160 de euro pe lună, buget cu care poți închiria o locuință mobilată cu o suprafață de 35 de metri pătrați, situată în apropiere de Parcul Rozelor. La două camere, prețurile încep de la 200 de euro pe lună. Cu această sumă poți închiria un apartament de tip duplex, finalizat în 2007 cu o suprafață de 55 de metri pătrați. În Brașov, o unitate locativă monocamerală poate fi închiriată cu cel puțin 180 de euro pe lună. Pentru o garsonieră din centrul civic, amplasată într-un bloc vechi și cu o suprafață de 35 de metri pătrați, proprietarul solicită o sumă de 190 de euro pe lună. Un preț chiar mai mic, respectiv 150 de euro pe lună, este cerut pentru un apartament cu două camere de 58 de metri pătrați, dar care se închiriază nemobilat. Mergem acum în Cluj-Napoca, unde chiriile solicitate pentru segmentul garsonierelor pornesc de la 200 de euro pe lună pentru o locuință în bloc vechi de 28 de metri pătrați utili, complet mobilată și utilată. Pentru locuințele cu două camere, pretențiile proprietarilor încep de la 250 de euro pe lună, iar pentru trei camere de la 330 de euro pe lună. În Constanța, chiriile variază de la 180 de euro pentru o garsonieră sau un apartament cu două camere, în timp ce locuințele cu trei camere pot fi închiriate cu 1200 de lei pe lună, adică aproape 270 de euro. La finalul lunii martie, Casa de Insolvență Transilvania, administratorul judiciar al Alia Apartments și Coldwell Banker, agenția imobiliară care se ocupă de vânzarea proiectului, au finalizat tranzacția unui apartament de tip penthouse cu suprafață totală construită de 608 metri pătrați, situat la etajul 19 al unui bloc de 20 de etaje, în apropiere de Arcul de Triumf din București. Locuința are două livinguri, trei dormitoare și un birou. Terasa apartamentului are o suprafață de 160 de metri pătrați, aproximativ cât 5 garsoni de 30 de metri pătrați. Imobilul dispune și de o piscină care oferă o vedere de ansamblu asupra capitalei. Vânzările din proiectul rezidențial au luat o turnură pozitivă după intrarea în insolvență a proiectului, fiind unul dintre ansamblurile rezidențiale pe care insolvența l-a revigorat. Dezvoltatorul complexului imobiliar din apropierea Arcului de Triumf, finanțat cu 25 de milioane de euro de UniCredit Group, a intrat în insolvență în primăvara lui 2012. Firma, parte a grupului spaniol Alius, a finalizat în 2010 complexul imobiliar în care au fost construite trei blocuri, totalizând 124 de apartamente în urma unei investiții de 50 de milioane de euro. Un teren de peste 17.400 de metri pătrați în Băneasa, achiziționat în 2008 cu aproape 12 milioane de euro, este scos la vânzare pentru 6,9 milioane de euro, firma care îl deține, controlată de grupul spaniol Alius. Terenul este amplasat pe DN1 la 1 km de centrul comercial Băneasa și la 4 km de aeroportul Henri Coandă. Dezvoltatorii au cumpărat volumul de teren pentru construcția unui complex de locuințe și birouri, cu o suprafață de 45.000 de metri pătrați. Complexul ar fi urmat să cuprindă 5 clădiri de 6 etaje, dar construcția a fost oprită și firma a intrat în faliment în 2012. Principalul creditor este UniCredit Siriac Bank, care a acordat în 2008 un credit de refinanțare a terenului în valoare de 11,52 de milioane de euro, în condițiile în care terenul era evaluat de companiile de profil la 19,2 milioane de euro. Fondul de investiții imobiliare NEPI, listat la Bursa de Valori București, a anunțat o majorare de capital de aproximativ 60 de milioane de euro prin emisiunea de noi acțiuni comune. Astfel, sud-africanii de la NEPI au atras aproximativ 80 de milioane de euro printr-o majorare de capital cu o valoare inițială de aproximativ 60 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți de investitorul care are în dezvoltare mai multe centre comerciale în România pentru finanțarea oportunităților de achiziție și dezvoltare. Majorarea de capital va fi implementată printr-o ofertă de acțiuni de tip Accelerated Book Build, la care vor putea participa doar investitorii publici sub condiția unei subscrieri minime. NEPI a cumpărat la finalul anului trecut centrul comercial City Park Constanța de la grupul NeoCity, tranzacție de 81 de milioane de euro. Anul acesta, compania are în dezvoltare două centre comerciale, unul în Târgu Jiu și unul în București. Ambele ar urma să se deschidă în toamnă. De asemenea, compania are în dezvoltare și centrul comercial Mega Mall din București, care ar urma să fie inaugurat anul viitor.
Bun, ne-am întors și vreau să vorbesc puțin despre prețul chiriilor din capitală, pentru că în această perioadă îți poți găsi cu ușurință, să zic, o unitate locativă, fie garsonier, apartament cu două camere sau trei camere. De asemenea, prețurile sunt destul de accesibile și aș vrea să revin puțin la ideea pe care o aveam la începutul emisiunii, referitor la o locuință pe care ți-ai putea închiria în Constanța, unde prețurile pleacă undeva de la 180 de euro până la aproximativ 270 de euro. Zic că se poate face o adevărată afacere cu aceste locuințe pe care să ți le închiriezi la malul Mării Negre într-o perioadă în care turismul dă semne așa ușor, ușor de creștere, și asta ne bucură. Dacă mergi undeva pe la mare și găsești, eu știu, camere de închiriat în diferite apartamente, rămâi puțin surprins de prețurile destul de măricele pe care le practică acolo chiriași. Aici vorbim de cei particulari, nu ne referim la cealaltă zonă. Bun, despre tranzacția anului de 1 milion de euro, nu prea sunt multe lucruri de comentat, dar asta cred că spune destul de multe despre piața din România și ne certifică în continuare faptul că luxul vinde. Și dacă în asemenea vremuri s-a găsit un mare cumpărător cu 1 milion de euro în buzunar să-l aloce unui penthouse, înseamnă că vin niște vremuri bune, zic. Până atunci o să ne îndreptăm ușor, ușor atenția către casele din structură metalică și containere maritime. Din discuțiile pe care le-am avut și cu designeri, și o să-i cunoașteți astăzi în emisiune și aflăm părerea lor despre aceste noi inovații și tehnologii, și cu constructorii de cealaltă parte, cu un constructor din București care s-a apucat de un astfel de business, este destul de greu să pătrunzi într-o astfel de piață, dar noi români ar trebui să ne dăm seama că până la urmă tehnologiile au evoluat destul de mult și o să ne permită să facem destul de mari schimbări, mă refer când vine vorba la a construi case. Să renunțăm puțin la aspectul ăla standard de beton, cărămidă, BCA și așa mai departe. Trebuie să ne reorientăm puțin, pentru că în Occident sunt oameni care trăiesc în astfel de case de mulți ani de zile. Dar o să discutăm despre tot ce înseamnă aceste case din containere cu un design spectaculos și la un preț de construcție de aproximativ 300 și ceva de euro metru pătrat în funcție de finisaje. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate și revenim cu discuții. Am revenit și acum continuăm discuția despre așa numitele case din containere maritime. Casă pe structură metalică și nouă ne vine destul de greu. Ne-am întrebat până la un anumit moment de ce nu au ieșit constructorii cu așa ceva. Asta este o machetă realizată pentru noi să putem discuta pe ea, dar în scurt timp o să urmăriți și un material cu prima casă pe care un constructor din București s-a gândit să o implementeze. Și casele din containere industriale maritime sunt unele dintre cele mai rapide și mai ieftine modalități de a construi o casă în ziua de astăzi. Acum depinde și pentru ce o folosești. Dacă ți-e strict o casă de vacanță, este extraordinar de bine asta și din punct de vedere al impozitelor și al autorizațiilor de care nu ai nevoie. Dacă ți-e una de locuit, este în continuare la fel de bine. Aici se mai pune problema a terenului. Dar în ziua de astăzi, prețurile terenurilor zic eu că sunt destul de accesibile în diferite zone ale țării până la urmă. O să vedeți acum prima casă pe care noi am găsit-o pe piață, să zic, construită din containere maritime, după care ne întoarcem cu discuția alături de invitații noștri.
casa este construită din 4 containere care sunt legate între ele prin niște buloane de forță și apoi sudate. Deci construcția este extrem de rigidă și de solidă. Are o rezistență foarte mare la cutremur, pentru că, vedeți, zilele acestea ne tot punem problema rezistenței la seisme, având în vedere că Vrancea în ultima vreme se mișcă accentuat. Deci rezistența la cutremur este una foarte ridicată. Gândiți-vă că un astfel de container poate să transporte 30 de tone și rezistă la o sarcină. Sunt calculate să reziste la o sarcină de aproximativ 300 de tone. Ceea ce conferă o rezistență sporită acestei case. Probabil că va trebui să fie un cutremur absolut devastator ca să poată să pună la pământ o astfel de construcție. Ținut o suprafață totală de 135 de metri pătrați. Casa este pe o amprentă de 60 de metri pătrați. Însumate cele două, parterul și etajul, ajung la 135 de metri pătrați. Living, bucătărie, două dormitoare, două băi, una la parter, una la etaj, o cameră tehnică, terasă, în spate există posibilitatea amenajării unei alte terase în fața zonei de bucătărie. Când vorbim despre izolație, trebuie să ne referim la anumite detalii constructive și am să vă vorbesc în primul rând despre izolația pereților, izolația pereților exteriori, care am să vă spun în ordine ce conțin. Pornind din exterior, de la tencuiala decorativă, este vorba de un adeziv cu masă de șpaclu care a fost întinsă pe o plasă de fibră de sticlă, polistiren expandat de 10 cm, folosit în mod uzual în construcție pentru izolarea exterioară, tabla cutată zincată de 2 mm care este tabla containerului, peste care am pus un strat bituminos anticoroziv. Între distanța dintre cele două, dintre parter și etaj, este compusă din parchetul de 1 mm, o luăm de la parchet. Parchetul de 1 mm, folie antivapor de 3 mm, placă de OSB de 8 mm, Tego de 4 cm, profile, tabla cutată zincată, cele două straturi de tablă cutată zincată ale celor două containere care sunt suprapuse, strat bituminos. Ambele sunt tratate cu strat bituminos anticoroziv, vată minerală, profile de aluminiu, folie anticondens și gips carton. Între etaje, tot acest sandwich antifonic și, să-i spunem, izolant, are în jur de 40 de centimetri. Iar pereții exteriori depășesc 20 de centimetri. La partea de finisaje, casa este livrată în acest preț de 45.000 de euro cu TVA inclus. Vorbim de toate aceste finisaje care se pot vedea. Vorbim despre parchet de foarte bună calitate, vorbim despre gresie și faianță de foarte bună calitate, vorbim de obiecte sanitare de la Romstal de foarte bună calitate, vorbim de ferestre Rehau cu 5 camere de asemenea de foarte bună calitate. Deci tot ce înseamnă finisaj. Vorbim de lumini LED economice de asemenea de foarte bună calitate. Deci totul este făcut cu materiale de foarte bună calitate și ceea ce conferă o calitate deosebită și finisaje. O astfel de casă poate fi cumpărată de toate categoriile de cumpărători, însă noi ne gândim
Și tocmai aceasta a fost ideea proiectului nostru, de a obține o casă de o calitate superioară la un preț pe care și-l pot permite cât mai mulți cumpărători și în special tinerii, pentru că știm că este o mare problemă. Din calculele noastre, dacă socotim valoarea acestei case la 45.000 de euro și valoarea unui teren aferent, un lot de teren în momentul de față este undeva între 12 și 15.000 de euro. Un lot de teren, vorbesc de un lot de teren între 300 și 500 de metri pătrați. Vom ajunge la o valoare de 55-60 de mii de euro, echivalentul unui apartament cu două camere dintr-un bloc vechi. Ceea ce mi se pare că din foarte multe puncte de vedere, mai puțin cel al valorii, nu suportă comparație. Totuși vorbim despre o casă, vorbim despre 135 de metri pătrați, vorbim de posibilitatea unui teren aferent, vorbim de mult mai multe avantaje pe care ți le oferă o casă pe pământ. În partea cealaltă avem un apartament într-un bloc vechi de cele mai multe ori, cu o suprafață de maxim 55 de metri pătrați. Da, nu știu ce părere v-ați făcut despre aceste case, care zic eu că vor începe ușor să prindă și la noi în România și românii își vor da seama că mai sunt și alte metode alternative și mai ieftine și mai rapide totodată decât construcțiile clasice din beton și cărămidă. Sunt gusturi și gusturi, că până la urmă despre asta vorbim, dar dacă stăm să facem așa niște calcule, că până la urmă la bani ne referim, eu zic că este destul de avantajos să te gândești la o altă soluție de construcție, cum ar fi cea prezentată. Continuăm această discuție și o să am nevoie de confirmare din partea invitaților noștri. Adela Pârvu, cu care ne-am obișnuit deja. Bună seara, bun găsit! Bine te-am găsit! Și de cealaltă parte, Constantina Lupoi, Easy Design. Bine v-am găsit! Un om care s-a apucat așa de construcția de astfel de case, destinate mai mult timpului liber, dar mare parte se ocupă de design, de designul acestor case și ne prezintă și această machetă. Adela Pârvu, ce părere, cum ți s-a părut casa? Eu cred că este binevenită varietatea. Nu, niciodată nu există casa ideală. Există casa ideală pentru un anumit moment al vieții, pentru o anumită familie și așa mai departe. Dar având în vedere obsesia românilor pentru finisaje impecabile, eu cred că această casă este o soluție pentru familiile care caută așa ceva. Oricum, conceptul este inovator și lumea ar trebui să înțeleagă că nu e vorba doar de niște containere, pur și simplu. Acestea înmagazinează o grămadă de lucruri, adică percepția românilor în general, și asta îți spun din reacțiile pe care le am pe blog când prezint un anumit tip de casă, este că se uită doar la exterior, adică judecă doar după volumetrie sau după cum sunt denumite. Ori containerele acestea nu sunt pur și simplu containere, sunt mult mai mult de atât. Bine, respectă niște termeni foarte bine în domeniul construcțiilor, niște elemente de, să zic, de siguranță, de confort, toate bine închegate și puse așa. Dar este destul de greu să pătrunzi cu o astfel de casă în, să zic, în obiceiul românului de a cumpăra așa ceva. Cum ți se pare modalitatea asta care vine ca o alternativă la casele din beton armat și... Ai mare dreptate. Exact cum ai zis, noi suntem reticenți la termenul de container naval metalic. Dar și printre cunoscuți, făcând o analogie și arătându-le imaginile, automat când au văzut containerul finisat și când au înțeles avantajele acestui tip de construcție, l-au acceptat. Au acceptat începând de la a vedea o casă de vacanță, începând de la a vedea, chiar am avut un prieten foarte bun care m-a întrebat cu stupoare dacă poate să-și facă o fermă de bibilici într-un container naval. Și am zis că și normal că se poate. Unii au făcut hoteluri din containere navale, de ce nu s-ar putea face și o mică fermă, un atelier? Orice afacere poate fi sprijinită pe acest tip de modul. Deoarece e modulabil, îți asigură un minim de confort și se amortizează în timp mult mai bine decât un spațiu construit în varianta clasică.
Bun, la nivel mondial, aproximativ 16 milioane de familii locuiesc în astfel de containere maritime, astfel de locuințe modulare din structură de container maritim. Va fi destul de greu să prindem un asemenea trend la noi, România? Da, eu cred că da. Și am să spun de ce. Eu am încredere în generația tânără, cei care au acum 20 de ani, dar în generația de la 35 în sus, nu. De ce? Pentru că în mintea românilor acest tip de case modulare care au o volumetrie foarte clară de paralelepiped sunt asociate în mintea lor cu apartamentele de bloc. Deci practic ei se gândesc, ok, e un alt cub, ca să zic așa. De aceea cred că e foarte important și cum sunt promovate. Adică dacă, nu știu, mă gândeam la gen de apartament cu grădină sau apartamentul cu terasă ca mod de promovare sau, nu știu, dacă aș scrie un articol pe tema asta, cred că oamenii începe să vadă altfel lucrurile. Pentru că atunci când le repeți tot timpul despre containere, nu mai văd exact care este situația. Pentru că se gândesc într-un container n-ai aer sau nu e bine ventilat sau nu ai diferite facilități. Dar repet, aici este vorba despre o casă. Cred că generația tânără, cei care au 20 de ani și care umblă prin lume, se duc la burse în străinătate, exact, cei care caută hosteluri interesante în care cu siguranță au avut ocazia să stea și mai ales că au văzut astfel de case în diferite contexte. Contează mult. Dacă îți închipui o casă de genul acesta, nu știu, la mare sau pe malul unei ape, deja imaginea se schimbă, vezi mult mai bine beneficiile ei. Iar materialele folosite sunt deja foarte cunoscute și au dat niște rezultate pozitive. Nu mai vorbim de structura metalică a containerului menită să reziste, că pentru aia este făcută până la urmă. Ala merge pe mare zile întregi. Până la urmă, deci nu ar avea niciun fel de problemă, să zic. Cum este să faci un asemenea design? Ce vă cer românii când vin la un asemenea? Bănuiesc că ați avut niște comenzi. Da, am avut niște comenzi, am avut niște precomenzi, niște discuții. Teoretic, îl fascinez prin raportul de interior-exterior. Îi arăt o suprafață vitrată foarte puternică, îl conving de faptul că chiar dacă tu ești în această încăpere, teoretic, transmiți foarte ușor un mesaj către exterior. Ești în exterior. E. Pe lângă, lăsăm la o parte faptul de transparență și faptul de modularitate, acest tip de container, de acest tip de locuință, mai are niște beneficii foarte, foarte importante, în sensul că lipsa unor avize de construcții. El poate fi amplasat pe un teren și nu necesită avize de construcție, deoarece este considerat o construcție de tip mobilă. Acesta este un mare avantaj. Un alt mare avantaj pe care îl văd eu foarte, foarte bine structurat e faptul că pot să-l uzitez 12 luni pe an. Nu sunt condiționat de starea climaterică, nu sunt condiționat de prețuri, nu sunt considerat de diverse variații la prețurile materialelor. Eu pot lucra și pot livra maxim 2 săptămâni, pot livra unitatea la comandă în cazul unei comenzi ferme din partea unui beneficiar. Așa cum am spus și Adela, beneficiarii se par a fi cei tineri care au călătorii, care au mintea puțin mai deschisă și vor să încerce o astfel de soluție. Cât de bine se pretează o astfel de casă pentru zona urbană, zona Bucureștiului? Se pretează perfect. Adică, oricum, Bucureștiul din punct de vedere arhitectural este o combinație interesantă. Adică nu putem spune că orașul nostru are o imagine clar definită. Pentru că stilurile arhitecturale sunt foarte amestecate. Și atunci, da, s-ar putea găsi soluții de implementare. Și oricum este foarte important să se apeleze la designeri. De aceea mă și bucur că Constantina Lupoaie este aici în emisiune cu noi, pentru că el a pornit ca, a văzut această casă ca un obiect mare, un obiect la scară mare. El este foarte priceput și în amenajări interioare și atunci, da, poate să-l vadă ca un obiect în arhitectura urbană și să îl trateze ca atare, pentru că contează foarte mult, nu numai volumetria, contează dispunerea în teren, contează chiar și culorile, finisajele și așa mai departe. Trebuie să se înțeleagă că un anumit tip de casă, indiferent despre ce tip vorbim, poate să se transforme radical în urma alegerii finisajelor.
Pentru că este la fel. O casă de lemn poate să fie, nu știu, de exemplu, una de la țară, dar poate să fie una de lux. La fel și un genul acesta de construcții. Poți să ai ceva care să îți folosească ca și casă de vacanță, dar poate foarte bine să fie într-o zonă urbană și să te bucuri de ea și să arate extraordinar. Da, așa am văzut și noi casa respectivă, tot într-o zonă urbană era amenajată, chiar dacă undeva la ieșire din București, și ne-am gândit, mamă, zic, unde ar merge casa asta pusă? Și încercam să ne gândim așa un teren. Cât ne-ar costa terenul? Încep să faci tot felul de calcule până la urmă să vezi dacă e sau nu avantajul să construiești. Și până la urmă, da, îți dai seama că ajungi la un raport economic destul de favorabil pentru tine ca investitor, ca beneficiar al unei asemenea case. Constantin, ai câteva schițe speciale cu aceste proiecte de ale tale și încercăm aici împreună să promovăm puțin ideea asta de case pe structură din containere maritime. Așa că urmărim acum câteva proiecte. Au fost solicitări pentru astfel de proiecte? Da, au fost solicitări. Teoretic, proiectul va fi implementat la jumătatea anului, deoarece pentru a ajunge în stadiul de prototipare am accesat fonduri. Sunt fonduri europene special date pentru dezvoltarea acestui tip de construcție. Tipul meu de construcție va fi și un showroom și va fi și un birou în același timp. În sensul că, teoretic, te voi putea invita să pipăi, să simți ceea ce tu poți să comanzi printr-un simplu telefon sau printr-un simplu mail. La fel cum a zis Adela, structura mea fiind de design de produs, eu nu mai văd acest ansamblu cu acea încărcătură emotivă ca și o casă. Când îți faci probleme de genul constructori, transport, materiale, pur și simplu cumperi o casă sau îmi doresc să cumpere o casă ca și cum ai cumpăra un automobil. Atât e foarte ușor. Simplu, foarte ușor, da. Și vreau ca tu, ca beneficiar, să fii puțin exonerat de toate încărcăturile care duc către locuința ta pe care ți-o dorești foarte mult, pe care tu o visezi. Din punct de vedere al salvării, să zic, economiilor pe care le-ai putea face având o astfel de casă, te ajunge mai ieftin întreținerea la o astfel de casă decât dacă ai avea una normală? Nu știu să mă pronunț. Îl avem pe... El a făcut niște calcule, niște statistici, că vorbeam despre aspectul ăsta. Teoretic te ajunge mai ieftin atâta timp cât investești și ești conștient de faptul că poți apela la niște energii regenerabile, la niște energii care sunt oferite gratuit. Panourile fotovoltaice, panourile solare, poți instala pompă geotermală, deci inclusiv demersul e un demers ecologic și inclusiv eu te pot îndruma pentru a fi sustenabil și independent energetic. Pentru că viitorul va depinde de aceste energii. Energiile vor crește ca și costuri, iar trebuie să le putem accesa, să putem accesa ceea ce ne este oferit gratuit. Asta încerc să fac ca o activitate auxiliară a acestui tip de proiect. Vreau să-ți ofer și consultanța pentru energie verde. La ce clasă de energie se încadrează aceste locuințe, să zic, modalități noi, că sunt practic noi pentru piața din România, piața de construcții, deși mai sunt persoane care și-au construit în regim propriu astfel de locuințe, făcute după niște planuri din afară, construite de niște oameni din afară, dar abia acum văd că începe așa, să existe o piață. Un constructor își asumă riscul să iasă în piață cu un astfel de proiect, un altul vine la fel și își asumă și pe partea de design și pe partea de proiectare și implementare tot astfel de proiecte. În ce clasă vine la capitolul energie? Contează foarte mult pentru stabilirea clasei să fie exploatată un timp. Tocmai pentru că îi se certifica clasa corectă. Pentru că nu poți să-ți dai seama exact de costuri decât în exploatare. Ori chestia asta nu poți să-ți dai seama din start, adică atunci când faci proiectul. Una este dacă într-o casă de genul acesta locuiește o familie și alta dacă, nu știu, locuiește o singură persoană. Da? Deci trebuie ceva de test, clar, ca să se stabilească o clasă. Eu nu am încredere în clădirile care sunt certificate așa din start. Eu am încredere doar când sunt măcar 6 luni de exploatare, ca să fie cifrele pe masă, ca să zic așa. Vreau să vorbim puțin despre fundație, pentru că sunt anumite curiozități legate de acest lucru. Pe ce se pune această casă? Pe beton, pe cărămidă, pe structură de lemn, pe pământ direct? Sunt mai multe variante. Ideal ar fi amplasarea pe o platformă betonată.
dar pentru a nu ajunge la nivelul de autorizație, poate fi amplasat pe semidale îngropate din beton punctuale. E nevoie de un reazem pe cele patru colțuri din cauza faptului că e bazat pe o structură metalică, tip container, special făcută pentru a susține 11 containere puse una peste alta, prinse în patru colțuri. Instalarea e foarte simplă. Sunt patru cupe pe care containerul tău reazemă. Poate fi direct pe sol, poate fi pus, poate fi tasat pământul, poate fi un... Se pot pune, în cazul lipsei de beton, se pot pune dulapi din lemn pe suprafața tasată, iar locuința va sta foarte bine. Sau din metal, de asemenea, dacă vrei să completezi scena. Vorbind despre aceste costuri, sunt valabile costurile respective și în cazul acestor case pentru locuit, așa cum am văzut-o pe cea de mai devreme? Sau fiind o casă strict de locuit, se impun acele costuri standard? Fiind o casă strict de locuit, sunt costurile standard de izolare. Acest tip de construcție suferă din cauza conductibilității. Teoretic e cald, e frig, metalul transmite. Iar de asta necesită o izolare suplimentară pentru a ajunge la un indice termic favorabil, pentru a putea fi folosită tot timpul ca și locuință. Da. Bineînțeles, am văzut studiile făcute și am luat și noi parte la acele studii făcute cu aparatul de măsurare al pereților și am rămas plăcut impresionat că sunt niște rezultate mult mai bune, precum la niște blocuri pe care le-am văzut construite pe aici prin București. Deci iată că și chiar dacă are un perete din structură metalică, poți face din ca izolația lui să fie una care să-ți dea randamentul confortului termic pe care îl dorești. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem în continuare și purtăm această discuție în căutarea de noi soluții pentru a vă cumpăra o casă din containere maritime. Am revenit aici la Metropolis, discutăm în continuare despre casele din structură metalică și anume containere maritime. Mă apucam cu colegii de platou să discutăm despre reducerea costurilor și cam care este, să zic, raportul între o casă pe structură din container maritim și între o casă construită standard. Și spuneam noi că este destul de greu să limitezi aceste costuri, dar totodată să menții acele rapoarte standard de confort termic, de energie, de calitatea produsului finit și așa mai departe. Zi-mi, Adela, că ai o completare de făcut la acest capitol financiar. Nu, așa cum discutam și înainte, mi se pare că întotdeauna românii, atunci când află de un sistem de construcție nou sau un model de casă nou, se gândesc cum să păcălească cumva inovația și să facă ei singuri mai energie ieftin. Proprie, da, să facă mai ieftin și atunci o iau așa de la bază și zic, păi de ce costă o casă de genul ăsta, nu știu, de la 15.000 de euro în sus sau de la 7.000, nu? Cum spuneai tu, Constantin, dacă, nu știu, un container costă 3.000. Repet, nu este vorba despre un container, este vorba despre mult mai mult. El la bază are un container care include o grămadă de instalații, finisaje și așa mai departe pentru a fi locuibil. Adică aici mi se pare o zonă destul de sensibilă, mai ales că românii sunt destul de cârcotași, dar nu merg să vadă cu ochii lor. Adică nu se duc să se convingă. Aud, poate chiar nu văd, dar încep să-și dea cu părerea și încep să facă calcule. Stai, eu aș putea să fac mai ieftin, sigur e ceva la mijloc. Dar nu. Oameni ca Constantin Alupoaie, ca domnul pe care l-ați prezentat și care a făcut o casă foarte bună din punct de vedere al finisajelor, deci arată excelent, vor să inoveze, vor să aducă o variantă, o altă variantă pe piață, pur și simplu. Da, varianta există și varianta există în foarte multe alte domenii, dar nu, cred că e problema noastră de percepție până la urmă, cu care sunt sigur că și la atelier, la birou, când vin oamenii să le proiectezi astfel de lucruri, simți așa o reticență la ei și parcă știi, n-aș testa, parcă n-am auzit pe nimeni care și-a cumpărat, n-am niciun vecin care a montat-o în curte să văd și eu cum arată. E destul de greu. Problema e iar, cum ai spus și tu, Adela, oamenii nici nu vin să vadă. Băi, am auzit, am văzut pe undeva două poze, dar nu vin să văd exact cum arată. Cum putem noi să ajutăm industria asta să găsească alternativa? De fapt, noi trebuie să ne gândim la consumatori, da? La oamenii care au nevoie de o locuință.
trebuie să înțelegem noi, ca popor până la urmă, că avem parte de niște mentalități inoculate de-a lungul anilor și că o locuință poți să-ți o iei pe o perioadă de viață. Adică noi toți ne așteptăm ca la 20 de ani să avem vilă. Păi nu merge așa. Întâi stai cu chirie, după aceea... Aș completa, întâi stai în cămin, după aceea stai în chirie și după... Da, exact. Întâi stai la mama acasă, după aceea te duci la cămin, stai în chirie, îți găsești un partener de viață, la fel, o mai duci puțin în chirie, după 40 de ani poate ai casa ta cu credit și dacă te ajută Dumnezeu la final de tot, te muți undeva la țară. Da? Deci noi nu vedem acest parcurs. Noi ne așteptăm ca soluțiile să fie așa, dintr-o dată și aceleași pe tot parcursul vieții. Nu vedem pe etape. Nu, pur și simplu avem această bubă, hibă, ca să zic așa. Mie mi se pare o soluție, nu zic ideală, repet, nu există casa ideală. Există situația confortabilă într-un anumit moment de viață. Și pentru o anumită categorie de persoane, dacă stai da. Să te gândești. Păi, făcând aceste calcule, am stat și ne-am gândit, măi, zic, cu cât ar veni, pot să zic, construit metru pătrat finisat? Pentru un apartament nou cumpărat, găsești undeva de pe la, nu știu, când sunt promoțiile, 780, 800, 900, 1000 și metru pătrat construit, finisat. În cazul de față, aia, poate zic, confort puțin mai ridicat decât l-ai găsit la rezidențial, îl găsești undeva la 320 și ceva de euro pe metru pătrat. Aceleași finisaje, poate chiar puțin mai ridicate, dar la baza lui se află mai mult decât un container, așa cum ai spus și tu. Fapt ce, să zic eu, relevă un cost destul de bun pentru mine ca viitor beneficiar al unei asemenea case. Dacă ne raportăm puțin și la costul terenului, că aici mai implică o altă problemă, o altă poveste, zic, dom'le, de unde îmi cumpăr teren? Unde îl găsesc? Câți bani dau pe el? E bine, și terenurile sunt destul de ieftine în perioada asta, așa că îți poți permite să amplasezi orice locuință modulară pe el. La nivel internațional, cum sunt privite aceste locuințe? La nivel internațional, nu știu, uite, de exemplu, am fost în Olanda și am văzut genul acesta de construcții, dar, repet, contează și amplasarea. Da, într-adevăr, când vezi astfel de construcții pe malul unui canal sau al unei ape, deja situația se schimbă, adică nici nu-ți mai dai seama că este vorba despre o locuință container. Occidentalii sunt mult mai pragmatici. Exact cum ai făcut tu și ai luat hârtia și ai început să notezi, pur și simplu ei sunt pragmatici și își fac un calcul de viață. Adică ei știu ce vor. Eu ce vreau în următorii ani? Vreau să călătoresc, vreau să am o casă, vreau anumite lucruri. Da? Deci ei punctează. Și atunci iau decizia în consecință. Văd care este oferta de pe piață și aleg. Și normal că ajung unii care și-au făcut calculele, ajung și la această variantă. Iată și spun ok, pentru mine este potrivită și eu achiziționez. Asta este. Mie mi se pare foarte important faptul că elimini din start problema cu șantierul, pentru că mai ales la noi în țară este groaznic. Deci chiar este groaznic. Și mai e chestia asta cu pereții drepți. Deci aici chiar sunt pereți drepți. Orice face chiar îi pui drept. Și cum ai spus tu, problema cu șantierul mai pune problema autorizațiilor, după care stai luni și luni de zile până când le obții pe toate. Constantin știe că el a făcut și amenajări interioare, știe despre ce vorbim. Avem o problemă cu pereții care nu sunt drepți? Avem o problemă. Apropo de pământul unde vrei să fie amplasată viitoarea ta casă, îți pot oferi un scenariu mult mai interesant, în sensul că, așa cum ți-am zis de la început, noi putem muta locuința. De exemplu, poți ca un an de zile să locuiești la Chitila. Te-ai săturat, îți cunoști vecinii, anul următor te muți la Corbeanca. Nu-ți convin vecinii, te muți la Corbeanca, unde exact. Este paradisul verde, mai verde decât era în Chitila. Exact. Problema pământului pe care tu îl spui la niște costuri, deja s-a eliminat în cazul ăsta. Tu închiriezi o parcelă de pământ. Casa fiind total independentă, e foarte simplu ca să te relochezi. Nu e asta o bătaie de cap pentru români, că noi suntem așa puțin obișnuiți cu confortul și cu spiritul proprietății, de a avea. Noi avem, suntem proprietari, avem. Nu e puțin peste mână? Învățăm și lucruri noi. Trebuie să învățăm și lucruri noi. Cu siguranță eu de-aia spuneam de generația tânără. Îmi pun bazele în ea. Da, ne punem cu toții bazele în generația tânără. Vreau să te întreb, Constantin, care este principala temere a românilor când vine vorba de astfel de structuri? Adică ce întrebări vin din partea lor și îi privește așa cu dubiu? Exact cum a zis Adela, ideea de cutie. Ideea de cutie, ideea de apartament, ideea de cutie de chibrituri pe care teoretic ei o conștientizează văzând din goana mașinii
un port plin de așa ceva, de cutii, sau văzând în gară un tren plin de asemenea cutii. Dar atâta timp cât încerci și vezi că sunt receptiv la idee și reușești ca să-i duci către o imagine și către o simulare, ei automat se schimbă și percep altfel produsul. Asta e un lucru foarte bun. Ca un bonus, bonus de rezistență al acestei structuri, rezistă la orice cutremur și incendii până la urmă, ne fiind afectată în niciun fel structura. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă un incendiu, dar o parte de la interior, design, ce ai pe acolo, nu știu, egipt, carton, probabil și restul ăla. Containere au o durată de viață de 25-30 de ani și supuse unor, să zic, zguduiri din astea grave, rezistente la cutremuri de peste 10 grade, probabil. N-am noțiuni din astea exact la cât, dar mi-imaginez că un astfel de container, când scapă oamenii pe șantier cu Macaraua, rezistă destul de bine, văd la un cutremur, na, de ce nu? În Statele Unite, aceste locuințe, vă spuneam mai devreme, însumează, nu știu, aproximativ 16 milioane de, la nivel mondial, de familii care locuiesc. Noi ne apropiem cu greu de standardele și de pașii ăștia. Cum mi se par, nu știu, aceste case implementate într-un mic ansamblu rezidențial? Ai vedea un mic ansamblu rezidențial construit cu astfel de case? Crezi că România ar veni mai repede dacă ar vedea un parc, să zic parc, un ansamblu rezidențial cu 10 astfel de case? Ar ști că, acolo stă cineva, în ăla a cumpărat cineva? Adică s-ar apropia mai repede de astfel de case? Nu știu, cred că ar arăta interesant așa, că ai spus de un cartier rezidențial, deja eu mi-l închipui așa colorat, cum îmi plac mie culorile, dar cred că ideea lui Constantin Alupaie mi se pare mai interesantă. Mai degrabă aș vedea un cartier temporar, adică să fie niște parcele de teren unde să fie foarte clare. Aici poți să-ți aduci casa, să stai pe ea și atunci fiecare să-și aleagă perioada cum ar veni de timp. Da, ar fi interesant să găsim pe cineva care are un teren pus la închiriat sau la vânzare sau îl ține la închiriat pentru următorii 20 de ani, disponibil să montăm 20 de ani case. Cartier, cred că e prea mult spus, știi? Pentru că în momentul în care te gândești la un cartier, deja trebuie să ai un magazin, trebuie să ai, nu știu, dacă sunt copii, trebuie să ai o grădiniță, deci... Dar așa, gen parc de locuințe, da, l-aș vedea. Mai degrabă aș vedea chiar un ceva turistic, gen pensiune sau, nu știu, cred că e și un proiect interesant. Mai sunt astfel de locații construite pe la mare din containere care țin locul de locuințe de cazare pe timpul verii, ca să zic așa. Cum ți se pare ideea unui mic parc al locuințelor din containere maritime? Crezi că ar accesa mai ușor și mai cu încredere românii astfel de tipuri de case? Cu siguranță. Cu siguranță. Românul trebuie să vadă, să pipăie, să simtă. Deci, cu siguranță, un cartier construit ar fi o... Cred că i-ar convinge. O zonă din București? O zonă din București în spatele Bibliotecii Naționale. Adela, o zonă din București unde ai vedea un astfel de mic parc cu case din containere maritime? Nu știu, eu mă gândeam la Lacul Mori, la Delta, la care e acolo, adică le-aș vedea, nu știu, undeva în zona aia să vezi Delta. Perfect. Vă mulțumesc frumos pentru prezența de astăzi în emisiune. Am abordat un subiect delicat și zic eu că am reușit să dăm așa câteva sfaturi, să mai deschidem puțin orizonturile tinerilor care vor să încerce varianta unei case pe structură metalică din container. Vă mulțumesc frumos pentru prezență, mult succes mai departe și ne mai întâlnim cu viitoare ocazii aici la Metropolis. Ne oprim aici această săptămână, sperăm că am venit cu o variantă pentru cei care vor să-și cumpere o locuință nouă și am dezbătut un subiect care pe internet, când dați căutare la imagini pe Google, vedeți tot felul de rezultate spectaculoase ce se pot face cu aceste case. În speranța că am venit cu un sfat util, săptămâna asta ne-a rămas bună. Aici ne întâlnim pe pagina de Facebook Metropolis cu Constantin Opriș. O săptămână bună să aveți și urmăriți principalul jurnal al zilei. Seară bună!